că a venit și momentul în care s-a semnat predarea amplasamentului către constructor, constructor care a obținut licitația, a fost câștigătorul licitației pe care guvernul Turciei, finanțatorul acestui proiect, l-a realizat. Astăzi s-a predat amplasamentul, așa cum spuneam, s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, urmează ca această săptămână să se realizeze organizarea de șantier. De luni, aproximativ 40 de oameni vor fi permanent în această locație și ca termen de execuție este maxim 8 luni de zile. Deci în 8 luni de zile maxim acest ambulatoriu va fi funcțional și se va schimba acest stadiu în care se află, degradant și dezolant și, bineînțeles, va aduce multe beneficii oamenilor. Este pentru mine cel mai important proiect, pentru că e un proiect unde salvăm vieți, unde oamenii sunt cei care beneficiază direct, chiar dacă și celelalte proiecte de infrastructură sunt lucruri materiale, cel mai important proiect și cel mai de extremă urgență este acest ambulatoriu. Și nu numai pentru municipiul Medgidia, ci pentru un sfert din județul Constanța, aproximativ 180.000 de oameni care își vor găsi aici sănătatea, condițiile pe care le va oferi după finalizarea acestei lucrări și dotarea pe care primăria urmează să o facă, dar nu spune la ora aceasta, ci urmează pe parcurs să facem anunțul respectiv. Toate aceste condiții vor preia siguranța vieții cetățenilor, pentru că asta este mai importantă decât toate. Devizul total al lucrărilor? Devizul total al lucrărilor nu se spune, dar guvernul Turciei ne-a asigurat că va investi atât de mulți bani sau atâți bani cât sunt necesari pentru realizarea unei investiții de standarde europene. Deci servim cam 180.000 de locuitori, Medgidia și localitățile limitrofe. Ambulatoriul reprezintă viitorul îngrijirilor de sănătate în România. Este deja medicina primară și cea ambulatorie este foarte dezvoltată în Europa, iar după cum știți, noi suntem stat european la ora aceasta și avem o politică națională de sănătate care trebuie să se plieze pe cea europeană. Care erau riscurile pentru Spitalul Municipal Medgidia în ceea ce privește declasificarea datorită faptului că nu exista ambulator? Declasificarea nu este un risc atât de mare, dar cel mai mare risc era ca din 2020 să nu mai avem autorizație de funcționare pentru spital. Ambulatoriul integrat fiind obligatoriu pentru un spital chiar și de categoria 4, nu numai de categoria 3. E o lucrare ce prevede o reabilitare de la zero, pleacă de la structura de rezistență a clădirii până la tot ce înseamnă finisajele clădirii. Hai să reformulez. Ce mai e bun aici? Dacă mă întrebați pe mine, pentru faptul că s-a lăsat clădirea atât de mult timp, încă din 2015, de când s-a decopertat absolut tot, inclusiv acoperișul, clădirea a fost într-o stare continuă de degradare. Odată cu trecerea intemperiilor, ploaie, zăpadă, căldură și așa mai departe, toate aceste fenomene care au afectat clădirea. Această lucrare va prevedea exact o reabilitare totală, integrală a clădirii, astfel încât clădirii să îi se redea frumusețea și operativitatea și funcția de altă dată, aceea de ambulator de specialitate a Spitalului Municipal Medgidia.